contextul zilei de astăzi ne-am adunat și sub motto recunoștința de sens trecutului aduce pacea zilei de azi și creează viziunea pentru mâine. Vom încerca să prezentăm metode și tehnici de intervenție medico-terapeutice, informații și studii de specialitate realizate de către specialiștii cadre medicale ce predau la școala Sanghi. Vă mulțumesc pentru prezență și mulțumesc colegilor de la școala FEC, școala Mihai Eminescu, doamnei responsabil de CERC și doamnei președinte Lăcrămea Mocanu, care ne-a sprijinit să organizăm acest CERC. Împreună cu doamna director de la școala Comănești, încercăm să vă prezentăm informații deosebite. Fiind profesor cu o vechime de 20 de ani învățământ și gradul 1, sunt profesor de biologie, am realizat o mică schemă ce reprezintă un cerc pedagogic. Pentru cadrele didactice, cercul pedagogic reprezintă o modalitate de întâlnire, de formare, în învățământul pe universitate. Ce presupune un cerc pedagogic? Schimb de bune practici, ceea ce se va întâmpla astăzi, prin prezentări de materiale, cu alte ocazii vor fi diseminări, activități demonstrative, proiecte. Putem actualiza și dezbate proceduri și informări în special de specialitate și cu informații inter- și transdisciplinare. Despre acest lucru vor vorbi și accentua doamnele de la Comănești, tratând diverse afecțiuni transdisciplinare. S-au înscris cu prezentarea de materiale doamne de specialitate, sunt medical, biolog, farmacist și aceasta este ordinea inițială. Vom ne abate puțin de la ordinea inițială și vom începe cu îngrijirea pacientului cu fractură de humerus, prezentat de asistent medical Ionela Pruteanu, Școala Sanitei Comănești. Pentru astăzi, un plan de îngrijire. Domnul X, ce în vârstă de 30 de ani, muncitor la fabrica de confecții din localitatea Măinești, se prezintă la serviciul de primire urgențe al spitalului nostru după un accident de muncă cu următoarele probleme. Fractură de humerus, cefalee și febră. Prezintă următoarele simptome. Durerea la nivelul brațului, reducerea mobilității, inflamația locală, mișcarea normală ale brațului, greutate, temperatură peste 38,8 grade Celsius. Avem câteva date despre culegerea datelor despre pacient, greutate, puls, saturație, câteva analize și interpretări ale datelor după ce le-am verificat pacientul. Am încercat și am făcut cu elevii la clasă un plan de îngrijiri cu diagnostic de nursing, cu obiective, intervențiile autonome și delegate, dar și evaluare. Am încercat să menținem temperatura corpului în limite cât mai normale și să ajutăm pacientul să aibă o postură cât mai bună. La tehnica propriu-zise a imobilizării pacientului cu fractură de humerus, vorbim astăzi despre tehnica bandajului de somn, tehnica de imobilizare moale a articulației scapulo-humerale. Aici am pregătit pacientul, l-am protejat de anumite impurități, să aplicăm feșele și bandajele, cuprinzând și toracele pentru a oferi stabilitate, cuprinzând și închietura umărului pentru a oferi o stabilitate ca pacientul să nu-și mobilizeze umărul, brațul. Avem și o filmare un pic mai târziu. Obiectivele și metodologia tratamentului recuperator al fracturii de humerus. Tratamentul fracturii de humerus presupune două componente esențiale, și anume combaterea durerii și a inflamației, dar și recuperarea funcțională. La tratamentul durerii și inflamației se poate realiza cu medicație antalgice, sedative, antiinflamatoare, și aici o să ne ajute colega, o să mă ajute colega mea, exact despre tratamentul care este indicat în tratamentul durerii la fractura de humerus. Iar la recuperarea funcțională presupune recuperarea mobilității articulare, în primul rând, și apoi creșterea forței musculare. Dar și aici, legat de masaj antalgic, de postură în rotație externă a brațului, o să vorbească tot colega mea de la kinetoterapie, doamna Han.
Sănătatea este un cuvânt mare, ea cuprinde nu numai corpul, mintea și spiritul, ci și perspectiva unui om. James? Angina pectorală este expresia unei insuficiențe coronariene acute datorită dezechilibrului brusc apărut la efort între nevoile miocardului, mai ales la oxigen, lipsa oxigenului și posibilitatea arterelor coronare. Criza în angina pectorală, de asta am ales și o poză ca să, pentru copii, că îi încântă foarte mult, eu și înțeleg foarte bine lecția, criza în angina pectorală iradiază în umăr și membrul stâng de-a lungul marginii interne până la ultimele două degete, spre gât, mandibulă, arcada dentară, omoflat, durata este de 1-3 minute, rar la 10-15 minute. Simptomul principal este durerea, care are caracter constrictiv, ca o gheară, arsură sau sufocare și este însoțită uneori de anxietate, sentimentul de teamă, teamă de moarte iminentă. Cauzele pot fi anemia, tachicardia, sunt mai multe cauze care o să le enumere mai puțin ca să nu luăm din timp, diabetul saharat, hipertensiunea arterială, tachicardiele paroxistice, efectuarea la efort, mers în pas viu, urcarea treptelor, factor psihoemoțional, anxietatea, emoțiile și frică, expunerea la frig, inhalarea de aer rece, vreme umedă, mese copioase, consumul de cafea, de droguri, fumul de țigare și consumul de alcool. Avem și o clasificare a anginei pectorale. La clasa 1 sunt 4 clase. La clasa 1, activitatea obișnuită nu produce angină, poate să apară la efort intens. La clasa 2, angina apare la urcatul scărilor, rapid sau la mers rapid, iar la clasa 3, angina apare la urcatul scărilor, în condiții normale sau la mers obișnuit. La clasa 4, angina apare și în repaus. Mai pot fi și alte cauze, care le-am enumerat un pic mai în slide-ul celălalt. Formele clinice sunt angorul spontan, angorul de decubit, angorul intricat și angorul cu dureri artifice sau stare de rău anginoasă. La evoluție, durata medie de supraviețuire este între 4 și 5 ani, sfârșitul producându-se fie prin moarte subită, fie prin infarctul miocardic, tulburări de ritm și de conducere sau insuficiență cardiacă. La diagnostic, criza trebuie deosebită de durerile de nevroză, anxioasă sau depresivă, în care bolnavul își delimitează precis durerile, mai ales la vârful inimii. Acestea durează ore și zile, nu au legătură cu efortul, nu cedează la nitriți, dar se atenuează după sedative sau tranquilizante. Pot apărea confuzii și cu durerile din infarct sau din sindromul intermediar, dar aici durerile durează mai mult. Examenul clinic de laborator și electrocardiograma permit precizarea. Prognosticul este nefavorabil în cazurile cu ereditare încărcată, infarct sau antecedente, în diabetul zaharat, leziunile valvulare aortice și tulburări de ritm. La tratamentul angine pectorale începe cu stabilirea cauzelor și a factorilor care precipită apariția sau favorizează accesul de angor. Deoarece majoritatea cazurilor este urmarea aterosclerozei coronariene, tratamentul va viza regimul și tratamentul aterosclerozei. Uneori, angina pectorală este provocată de stenoza aortică, de cardiomiopatii sau de hipertensiune arterială. După caz, se tratează anemia, hipoxemia, hipertiroidita, insuficiența cardiacă, hipertensiune arterială și unele aritmii cu ritm rapid. Trebuie combătut fumatul, obezitatea, sedentarismul, hipercolesterolemia, diabetul zaharat și stresul, cu alte cuvinte, care din viața de zi cu zi nu avem cum să avem stres și efortul.
Tratamentul începe cu întreruperea efortului sau cauzei. Administrarea acestora se poate repeta, declanșarea și administrarea de nitroglicerină, un comprimat sau 2-3 picături de soluție. Comprimatele se administrează și de la 1 până la 3 comprimate pe zi. Și atunci, dacă nu se remite simptomatologia, atunci putem să anunțăm medicul că e posibil pacientul să facă infarct de miocard. Administrarea acestora se poate repeta de mai multe ori pe zi. Dacă criza de angor nu cedează, după primul comprimat se administrează și al doilea. Dacă durerea nu dispare nici acum, poate fi în cauză un sindrom intermediar sau un infarct miocardic. Deși este bine suportată din totdeauna pacienții cu nitroglicerină, cu angina pectorală, la nitroglicerină cedează. Poate provoca uneori efecte și neplăcute. Pulsații temporare, cefalee, valuri de căldură cefalică, înroșirea feței, hipotensiune ortostatică. Pacienții care sunt cu angina pectorală au și un regim care va fi echilibrat la normoponderat, hipocaloric și la obez. Se vor evita mesele copioase și după fiecare masă, bolnavul va sta în repaus 60-90 de minute. În general, regimul va fi cel comandat în ateroscleroză și obezitate. Aici avem tot cu tratamentul, aici avem elevii care sunt în stagiu clinic la Spitalul Municipal Moinești. Avem pacientele care au administrat tratamentul pacienților. Aici suntem la cursul, suntem în sala de curs de la Școala Post-Liceală Comănești, unde copiii sunt foarte interesați când le prezentăm anumite cursuri și cu imagini. Și aici avem tehnica pentru îngrijirea pacientului cu angină pectorală, avem tensiunea arterială care face parte din intervențiile autonome. Tehnica la tensiunea arterială, așa, pregătirea pacientului. Aici o să ne aflăm în sala de nursing la Școala Comănești. Efectuarea EKG-ului, testul de efort și la măsurarea pulsului, locurile de măsurare a pulsului. Aici, în stagiul clinic, pacientul cu angină pectorală nu poate să fie din totdeauna diagnosticat doar cu angină pectorală. Poate să aibă și mai multe afecțiuni și atunci se poate administra și alte medicamente. Aici avem elevele de la Școala Post-Liceală Comănești în stagiul clinic la igienizarea și etichetarea granulei. Aici la administrarea tratamentului tot în stagiul clinic din spitalul nostru municipal Moinești. Aici, dacă ne pregătim să mergem la tratament și să la îngrijirea pacienților, aici administrarea perfuzei, montarea perfuzei și pregătirea materialelor necesare. Și aici, spre finalul stagiului, când copiii au intrat în practică, iar aici avem o poză la un pacient care a fost diagnosticat cu angină pectorală, o pacientă, care, după tratament, a avut prostrit în dificile. Aici ne aflăm în izolator, care suntem pregătiți, care am intrat cu elevii anume ca să vadă și cum se îmbracă și cum se pregătesc pentru când se intră într-un izolator. Ceea ce îl face pe om mai mare decât simpla lui viață este dragostea pentru viața celorlalți. BPOC-ul este o boală progresivă, dar care poate fi prevenită și tratată și care se caracterizează prin declinul accelerat al funcției pulmonare. Efectele extrapulmonare ale bolii pot contribui la severitatea acesteia. Obstrucția bronșică este de regulă progresivă, caracterizată prin limitarea numai parțial reflexibilă a fluxului aerian, și se asociază cu un răspuns inflamator pulmonar anormal la noxe, gaze și în special la fumatul de țigarete.
În primul rând, această boală apare din cauza fumatului. Dar sunt și alți factori care joacă un rol important în producerea bolii. Fumatul inhibă mișcarea cilelor epiteliului respirator, produce hipertrofia și hipertrazia glandelor mucoase, cu hipersecreție bronșică, mucus, eliberează enzime proteolitice și din macrofage și neutrofite și inhibă antiproteazele. În primul rând, această boală debutează cu tuse. Tuse care este primul simptom ce provoacă boala, inițial este intermitentă, progresiv devine zilnică. În imaginea de față sunt alături de elevele din anul 2, elevele cursantele mele, și le explic cum să administreze oxigenul pe mască, dar și pe sondă. În partea stângă, Mihaela administrează aerosol, deci un broncodilatator, care ajută pacientul în crizele, în accesele de tuse spastică, iar Ioana montează un barbător și administrăm oxigenul pe narine sau sonda nazală. Tot aici, după această tuse, apare sputa care în prima fază este în cantitate mică, seroasă, dar de la un timp apare în cantități mai mari și poate fi purulentă, urât mirositoare. Un alt simptom important în această boală este dispnea. Deci pacientul nostru este dispneic, chiar la eforturi mici, stând foarte bine pe patul dumnealui, dar el fiind dispneic. Și în acest caz, administrăm oxigen pe mască, dar și pe sondă, dar administrăm și aerosol. Alte simptome care pot să apară sunt pierderea în greutate, pacientul nostru nu mănâncă, nu se mai alimentează, atrofia musculară, dar avem de-a face cu un pacient anxios, depresiv, și aici, alături de cursantele mele, învățăm acești elevi cum să se adreseze acestor pacienți care sunt dispneici, au nevoie de o vorbă bună, deci trebuie să le vorbim pe un ton cald, dar să fim siguri pe noi ce spunem, pentru ca acești pacienți să aibă o evoluție bună. Și atunci pacientul, dacă are încredere în noi, atunci evoluția este fantastică. Mergem la investigațiile paraclinice în BPOC-ul pulmonar. Este vorba de hemogramă completă, deci examene de sânge. Instruim acești elevi cum să recolteze probele de laborator și cum să le trimită în laborator. Vorbim de captarea sputei pentru examenul bacteriologic al sputei, dar și microbiologic, și aici le explic pacienților ce se poate lucra exact din această spută. Vorbim despre sputa BK pentru depistarea bacilului POC din boala, pentru a depista tuberculoza. Da? Acești minunați elevi însoțesc pacienții spre radiologie și participă efectiv la efectuarea unei radiografii pulmonare. Recoltează ionogramă și chiar o lucrează. Participă la efectuarea unei spirometrii, dar care este efectuată de medic, dar și acești elevi participă la efectuarea ei. Au fost instruiți elevii pentru efectuarea EKG-ului. Alte investigații paraclinice suplimentare sunt mersul, testul de mers 6 minute, pulsoximetria, monitorizarea gazelor sanguine, CT-ul, fibrobroncoscopia, investigații imunologice. La tratament, nu o să intru foarte mult în detaliu, împreună cu elevii mei am participat, le-am explicat cum se administrează tratamentul unui pacient cu BPOC. Predam la Școala Sanity Onești și sunt asistent medical la Spitalul Municipal Onești. Tema de astăzi va fi...
și de mama mea am făcut abordarea îngrijirii pacientului cu neoplasmă gastric. Incidența îmbolnăvirilor cu neoplasmă a crescut foarte mult în ultimele decenii. Printre aceste îmbolnăviri, neoplasmul gastric ocupă unul din primele locuri, cu incidență maximă în jurul decadei a 6-a de vârstă, dar se observă cât mai mult, se observă foarte multe îmbolnăviri la vârste mai tinere. Se fac eforturi continue pentru îmbunătățirea mijloacelor de diagnostic, cât mai precoce ale acestei îmbolnăviri, într-o fază terapeutic utilă. Tema de astăzi ar vrea să arate că un diagnostic precoce, o terapie atentă, eforturile conjugate ale echipei internist, chirurg, asistent, reduc mortalitatea prin cancer gastric, în general prin toate felurile de cancer. Da? Vorbeam că și la vârste mai tinere apare cancer gastric. Ca și definiție, cancerul gastric este o tumoră de natură malignă în care celule neoplazice invadează mucoasa gastrică, iar apoi se extind dincolo de peretele gastric. Simptomatologie. Precum știm, în cancer, simptomatologia este difuză, bolnavă, nu se prezintă la medic neapărat, nu se pune neapărat diagnosticul de neoplast, pentru că simptomele sunt simptome comune, da? Ca și cauză cancerul, nu are o cauză anume. Și atunci pacientul prezintă epigastria, cei care sunt imediat postprandial sau nu sunt ritmate de urapnese. Senzația de plenitudine imediat după masă, criză de sutință alimentată la deglutiția alimentelor. Vărsăturile îi mai aduc la medic, mai ales dacă sunt vărsături hemoragice. Diareea și constipația apărute fără o cauză anume pot pune un diagnostic, ne putem gândi la un diagnostic de neoplasmă gastric. Disfagia apare cam într-o treime din cazuri, în special dacă procesul tumoral, leziunea tumorală este situată la polul superior al stomacului. Anorexia inițial este o anorexie selectivă pentru carne și pentru pâine. Și aici e declarația onefice. Dacă aș sta să mă gândesc la asta, aș spune că e un lucru bun să fii încă în viață în momentul în când mori. Nu sunt de acord cu cei care cred că atunci când ești pe moarte, este ca și cum ai fi deja mort. Imaginați-mă cum ar fi un film de 2 ore, din care ar lipsi ultimele 2 minute. Ar fi ceva de neimaginat și toți spectatorii ar fi revoltați. Sunt mai multe probleme de rezolvat în paliație. În primul rând, revenirea durerii. Știm cu toții în practică că durerile insuportabile sunt problema de care toți pacienții și familiile lor se tem cel mai mult. Dar, paradoxal, la sfârșitul vieții, durerea este simptomul cel mai ușor de tratat. Acum sunt analgezice sub diferite forme, dacă nu se pot administra parenteral, pot fi plasturi și e mai ușor pentru pacient. Problemele respiratorii sunt comune la mai toți pacienții cu neoplasm și sunt principala cauză a internării în spital spre sfârșitul vieții. La fel sunt medicamente, asistentul are la îndemână dată medicația în caz de urgență și la indicația medicului, evident, administrează medicamentul. Anxietatea. Și asta trebuie și aici trebuie avut în vedere. Înainte de moarte, toți pacienții suferă de... toți oamenii suferă de anxietate și teamă. Este un lucru absolut normal. Dar nu doar bolnavul are această problemă și de multe ori familia este mult mai afectată. Problemele de comunicare și lucrurile nespuse pot crește sentimentul de vulnerabilitate și pot fi cauza anxietății. O altă cauză anxietății pentru pacient este teama de a fi singur. De multe ori, faptul că e o persoană lângă el îl ajută foarte mult să treacă peste probleme. Agitația. Starea de agitație nu devine importantă decât în situația în care pacientul nu mai poate gândi corect sau încetează să mai reacționeze normal.
adică se făiește prea des în pat, se vaită mult prea des sau se plimbă prin salon fără un scop anume. Și atunci pacientul trebuie tratat în modul ăsta. Lucrurile acceptabile de către bolnavul înțelege, îi se explică și bolnavul înțelege, dar sunt mai stresante pentru cei din jur. Și de multe ori, experții în grijii paliative pot explica mai ușor pacientului aceste aspecte decât pot rudele. Da? E un ajutor pe care îl dăm și rudelor. Foame, apetitul, da? E diferit pentru bolnavii în fază terminală. Apetitul diminuat poate slăbi bolnav și poate grăbi moartea, dar în multe situații ușurează situația organismului și atunci îl putem ajuta cu diferite, nu știu, porții mici de mâncare prezentate frumos, îi pot stimula apetitul pacientului sau câteva lingurițe de mâncare preferată îl ajută să mănânce. Nu trebuie să uităm aici de demnitatea pacientului aflat în acest stadiu al bolii, nu trebuie tratați ca niște copii în momentul în care dorim să îi ajutăm să se alimenteze. Setea. Ca și în cazul foamei, senzația de sete se diminuează în fază terminală. Avem senzația de multe ori că bolnavul va muri de sete, dar e o mare diferență între satisfacerea nevoii, senzația de sete și necesarul de fluide. Pentru bolnavul în stadiu terminal, câteva înghițituri de apă sau de sucuri de fructe sunt suficiente, nu trebuie neapărat să fie o cantitate mare de lichid. Pentru că și hidratarea parenterală, pentru că sunt și alți factori ai bolii, pot să măresc cordul și cresc cordul. Igiena orală, o gură murdară sau scara mucoase pot fi extrem de neplăcute pentru bolnav. Cauza poate fi reducerea producției de salivă ca efect al unor medicamente, da? Gen citostatice, gen radioterapie, sau afectarea mucoase bucale datorită bolii. Și atunci sunt diverse artificii, ca să zic așa, un cules de ananas congelat, îi putem servi bolnavului să sugă. Sau diverse sucuri sub formă de congelate, da, sub formă de cuburi și îi intensifică producția de salivă. Îl putem ajuta la modul ăsta. Oboseala. Există mari diferențe între nevoia de somn, între un om sănătos și un om bolnav. Dacă un om sănătos îi sunt necesare 7-9 ore de somn, alții funcționează bine cu 3, alții cu mai puțin de 12 ore, pentru un bolnav în fază terminală are nevoie de până la 20 de ore de somn. Și atunci trebuie să ne gândim cât de important este somnul pentru pacient. Trebuie să ne gândim că îi mai rămân foarte puține ore pentru a și le petrece cu familia. Și atunci e bine să lăsăm în această perioadă când el este obosit să se odihnească și am putea să fim atenți la administrarea tratamentului pe timp de noapte, că îl deranjăm. Faptul, dacă el are dureri la seara, îi putem mări doza de antialgice la indicația medicului, da? Nu mai repet. Și astea, antialgice au ca și efect oboseala și induc și somnul. Și atunci pacientul se poate și odihni, poate să aibă un somn de calitate, aș putea să zic. Leziunile de decubit, da? Pacientul care stă mult la pat, da? Rănile cauzate de acest decubit pot fi grave, apa se acumulează în piele cauzând inflamații și infecții. De aceea, igiena pacientului trebuie să fie cât mai des posibil efectuată. Aplicarea de unguiente și loțiuni în strat subțire pentru a nu sufoca pielea. Pempă și să fie de calitate, la modul să fie din bumbac și din plastic. Iar pacienții care au leziuni în zona asta se instituie cateter urinar. De asemenea, să nu trebuie să avem antiescarul, care este foarte indicată, și reducerea putelor de presiune.
prin aplicarea acelor olecei, da? În zonele de presiune, în zonele osoase, da? La coccis, la coate, la fese. Constipația. Constipația este o problemă pe care o are și omul sănătos, da? Și se datorează lipsei de mișcare și nutriției neadecvate. Constipația la pacientul cu neoplasm este și urmarea bolii și urmarea medicației. Sunt medicamente care au ca și efect secundar încetinirea tranzitului intestinal. Și atunci, câțiva pași care îi poate face pacientul în salon, sau o fizioterapie, sau un masaj în sensul masaj abdominal în sensul acelor de ceasornic, stimulează digestia. Nu este necesar ca un pacient care este la îngrijiri paliative să aibă un scaun în fiecare zi, ținând cont că el nu se alimentează corespunzător, da, exact. Și atunci un scaun la 2-3 zile e suficient, sigur că dacă se ajunge la o săptămână, se administrează laxative, clismă, adică e bine să nu se ajungă chiar așa, pentru că bolnavul poate să dezvolte o ocluzie intestinală și atunci o operație, o eventuală operație în acest caz poate favoriza, poate grăbi decesul. Da? E o complicație. Yoga în îngrijirile paliative. Studiile neurologice efectuate pe bolnavi au demonstrat eficiența yoga în tratamentul oboselii și în menținerea echilibrului. Iar în managementul durerii se știe de multă vreme că relaxarea musculară are un efect benefic. Terapia masajului ritmic. Masajul ritmic poate fi folosit în mai multe feluri, de la un masaj al picioarelor pentru masaj al picioarelor, masaj cu uleiul de levănțică pentru inducerea somnului, pentru combaterea oboselii. În toate formele lui, masajul schimbă părerea bolnavului despre propriul corp, mai ales bolnavii în cazul celor care au probleme emoționale sau care nu se pot ridica din pat. Când mă înțeleg, și închei. Trebuie să iubești pe oameni și să dorești cu adevărat să-i ajuți pe alții. Trebuie să fii capabil să faci față stresului, pentru că în nursing nu există jumătăți de măsură. Vă mulțumesc! Sunt asistent principal de farmacie, profesor la școala Sanitii Onești. Mi-am ales o lucrare, terapia durerii, din mai multe motive. Primul motiv este că durerea este un simptom care se găsește în foarte multe afecțiuni. Al doilea motiv este că durerea câteodată ne salvează viața, ne trimite la medic. Și al treilea motiv este pentru că în tratamentul durerii se folosesc multe medicamente care au statut de OTC și asta țin să menționez de fiecare dată copiilor la ore. Și în top 10 medicamente utilizate în România, 5 dintre ele sunt folosite în terapia durerii. În special parasinusul, algocarminul, nurofenul. Deci, Hipocrate, părintele medicinei, spunea că sedare dolorum opus divinum est, adică îndepărtarea durerii este o operă divină. Așa cum spuneam, durerea este un semnal pe care îl transmite organismul nostru și este cel mai frecvent simptom de care se plâng bolnavii, indiferent cărui specialist se adresează. V-ați întrebat vreodată de ce este important să simțim durere? Durerea acută, în special, joacă un rol important în viața oamenilor, pentru că o senzație dureroasă are prim obiect protejarea organismului, pentru că durerea nu se înscrie în domeniul senzațiilor zise fiziologice. Deci a suferi nu poate fi considerată o stare normală. Durerea, de asemenea, are rolul de a ne proteja, prin faptul că ne face să asociem anumite acțiuni dăunătoare cu o senzație de durere. Și tot durerea este cea care ne dă un semnal de alarmă, ne informează în legătură cu bolile pe care le-am putea avea și este poate primul simptom care ne trimite la medic. Asociația Internațională pentru Studiul Durerii definește durerea ca fiind o experiență subiectivă neplăcută, deopotrivă senzitivă și emoțională, asociată unei leziuni tisulare, actuală sau potențială și descrisă în termenii aceștei leziuni.
Durerea, cuvânt ce provine din latinescul dolor sau argia, din grecescul agio, este un fenomen funcțional care apare ca urmare, ca urmare unei excitații de o anumită intensitate, acționând asupra terminațiilor nervoase de la suprafața sau interiorul organismului. Reprezintă un indiciu că un țesut este eliminat cu analgezice. Utilizarea scalei de analgezie a OMS duce la înlăturarea cu succes a durerii în peste 90% din cazuri. Cum se poate combate durerea? Durerea se poate combate împiedicând formarea influxului nervos în terminațiile sensitive, în acest caz folosind medicamente din grupa anestezice locale, antispastice, miorelaxante, antiinflamatoare, prin împiedicarea transmiterii influxului nervos prin fibrele sensitive, în acest caz putem folosi medicamente anestezice locale, sau prin împiedicarea perceperii durerii la nivelul centrilor de integrare, în acest caz folosim medicamente anestezice generale, analgezice antipiretice, analgezice morfinomimetice. Antiinflamatoarele sunt medicamente utilizate în tratamentul diferitelor algii, a stărilor febrile, a bolilor inflamatoare, boli reumatismare. Ele pot fi clasificate în steroidiene și nesteroidiene. Cele steroidiene au proprietăți antiinflamatoare și imunosupresoare, pot fi folosite în tratamentul bolilor reumatismale, ca și exemple prednisonul, metilprednisolona, triamcinolonul, dexametazona, betametazona. Efectele adverse ale antiinflamatoarelor steroidiene sunt că mobilizează celulele grase din depozite, formând așa zisă ceafă de bizon, deci alterează distribuția țesutului gras, sau a feței cu efect de lună plină. Produc hiperglicemie cu posibilitatea apariției diabetului zaharat, stimulează sistemul nervos central cu inducerea tulburărilor de comportament și produc tulburări oculare, cum ar fi cataracta, glaucomă. Ca și măsuri de protecție sunt respectarea contraindicațiilor a fiecărui produs medicamentos în parte, regim fără sare, hiperproteic și hipoglucidic, anxiolitice, administrare de diuretice anti-aldosteronice, provenirea osteoporozei, de administrarea stărurilor de calciu. Cred că am o variantă tembolizantă totuși. Antiinflamatoarele nesteroidiene sunt clasificate în două clase, de generația I-a și de generația II-a. Aici am o clasificare la acizi carboxilici, derivați de acid salicilic, deci este celebra aspirina, derivați de acid fenilpropionic, aici marea majoritate au și forme de OTC, deci ibuprofen, naproxen, derivații de acid acetic, diclofenatul, aceclofenul, scuzați-mă, e o variantă temporizată, și antiinflamatoarele selective sau specifice de COX-2, meloxicamul și coxibii. Efectele adverse ale antiinflamatoarelor steroidiene sunt dependente de doză. Deci, la nivelul tubului digestiv, produc epigastragii, hemoragii digestive, la nivel renal, produc retenție hidrosalină cu necroză de tub papilar, scad agregarea trombocitară, cresc riscul de accidente vasculare. Ca și măsuri de protecție avem măsuri specifice, deci evităm să administrăm două antiinflamatoare sau antiinflamatoare cu medicamente care măresc riscul de hemoragie digestivă. Nespecifice, în timpul tratamentului se pot administra pe durata tratamentului inhibitor pompă de proton sau blocanți receptori H2 sau înlocuirea antiinflamatoarelor neselective cu preparate ce inhibă ciclooxigenază de tip 2 selectiv. Pe piața farmaceutică există o varietate destul de largă de medicamente antiinflamatoare sub diferite forme farmaceutice, fie că sunt comprimate, capsule, unguiente pentru administrare topică, supozitoare pentru administrare intrarectală sau forme mai noi cu eliberare retard sau cu eliberare controlată, în care de obicei există chiar două forme de substanțe active, în care una protejează mucoasa gastrică și antiinflamatorul. Analgezicele. Este a doua categorie de medicamente utilizate în terapia durerii. Pot fi opioide și neopioide. Cele opioide pot fi naturale, morfina, codeina, semisintetice și sintetice.
au ca acțiune farmacodinamică, pot fi utilizate în tratarea analgeziei, în tratament în dureri mari și moderate, produc bronhoconstricție, deprimă în centrul dosei acesta, îi produce un efect antitusiv util. Ca și efecte secundare, și cel mai important, produc farmacodependență fizică și psihică, greață, vărsături, delir, convulsii, hipotensiune arterială. Analgezicele neopioide, denumite și analgezice antidiuretice, sunt clasificate în trei clase, derivați de acid salicilic, aici avem acidul acetil salicilic, derivați de pirozolona, fenazona, aminofenazona, noraminofenazona, metamizolul și derivați de anilină, fenacetina și paracetamolul. Ca și acțiuni farmacodinamice principale de intensitate variabilă în funcție de grupa chimică sunt analgezică, antipiretică, antiinflamatoare, antispastică. Nu au acțiune sedativă sau euforizantă. De prima alegere sunt acidul acetil salicilic și paracetamolul, utilizate ca atare sau în asocieri. Cu analgezicele neopioide în diferite grupe pentru sinergism de adiție și cu analgezicele opioide, de exemplu codeina, care potențează efectul analgezic, fenobarbitalul, care are un efect sedativ, și cofeina, care este util în cefalea vasculară. Metamizolul are atât acțiune analgezică cât și antispastică. Reacțiile adverse sunt specifice fiecărei substanțe active. Eu am făcut aici o scurtă referire la remediile naturiste utilizate în terapia durerii. Mă refer în special la durerile de intensitate medie și moderată, care răspund, pe lângă tratamentul alopat, se pot utiliza și acestea cu bune rezultate. În special, deci putem folosi produsele, sunt două produse ale stopului care au efect antiinflamator datorită inhibării prostaglandinelor și aici am menționat tinctura de propolis care se administrează intern și apirevenul este o cremă de masaj cu venire de albine care se administrează extern. La fel în farmacie găsim o gamă foarte largă de produse care conțin principii active din plante, de la comprimate, tincturi, unguiente. În durerile afecțiunilor reumatice se pot folosi ca și tratament complementar remedii fitoterapeutice. Plantele se pot utiliza prin acțiunea lor sudorifică și diuretică, prin conținutul de acid salicilic sau prin acțiunea revulsivă locală ce acționează circulația periferică. Dintre plantele ale căror principii active, menționez Salix alba, Sinfitus officinalis, care este tătăneasa, gheara diavolului și multe alte plante care au și efect antiinflamator. Și pentru că trebuia să închei în aceeași notă, deci tot cu un dicton al domnului, al părintului medicinei, al Hipocrate, medicul tratează natura vinde. Mi-am ales ca temă efectele fazei pre-analitice care pot să influențeze analiza de laborator. Cu toții ne-am făcut analize, ne facem analize, dorim să obținem rezultate cât mai corecte, cât mai aproape de realitate. Deci calitatea analizei, în primul rând, depinde de corectitudinea reportării. Atunci când se recomandă analize, se urmărește obținerea de informații asupra stării de sănătate a pacientului. Ele pot fi recomandate în scopul unui diagnostic, da? Când există o suspiciune de boală, în monitorizare, screening, în diverse situații. Logic, recomandarea o face medicul. Recoltarea, în schimb, o face asistentul. Da? Aici, asistentul trebuie să cunoască și să respecte anumiți pași, plecând de la solicitarea testului, de la informația de cheltuielile analize, să treacă acolo datele pacientului, ori. Da. În ceea ce privește tehnica de recoltare, acum este mult mai simplă. Procedează la recoltarea un sistem de vacuum cu vacuumare. Nu se recomandă recoltarea cu seringa.
Acum, dumneavoastră fiind asistente, fiindcă dumneavoastră studente, știți că de multe ori există și situații în care sunteți nevoite să apelați la seringă. Eu le-am spus și elevelor, nu trebuie să înlăturăm total seringa, pentru că sunt cazuri la bolnavi oncologici, la copii, unde se recoltează greu, dar dacă este nevoie să facem apel la seringă, măcar să știm că după ce am recoltat cu seringa, să nu înțepăm acul, docul de la facultate. Măcar atât, să luăm acul, să luăm docul de la vacutaină și să punem ușor, prin prelingere, sângele în vacutaină. După care îl omogenizăm, dacă este cazul, sau îl lăsăm liniștit. Iarăși, trebuie foarte mare atenție la raportul dintre probă și anticoagulant, acolo unde este cazul. În mod normal, acest sistem de recoltare prin vacutaină, el aspiră atât, sau ar trebui să aspire exact cum este nevoie. Sunt situații în care, dacă vacutainerul se apropie de expirare, chiar dacă nu este expirat, să nu tragă până la semn. De cele mai multe ori, trage mai puțin. Atunci, asta este, intră în sarcina asistentului să se uite foarte bine înainte, pe eticheta vacutainerului, să vadă dacă el este în termen, dacă nu se apropie de expirare, iar dacă este aproape, mai bine să renunțe la el și să ia unul bun, pentru a evita eventuale petreceri cauzate pacientului, pentru că până la urmă, noi tot ce facem în binele pacientului, să nu înțepăm de două, de trei ori, să nu primim probă neconformă de la laborator, pentru că știți, este conflictul ăsta între laborator și secții. Se sună, nu-i bine recoltat, nu-i hemolizat, mai repede recoltarea, te duci la pacient, trebuie să explici de ce mai recoltezi odată, sunt pacienți mai recalcitranți. Lucru cu omul știm cu toții că este foarte dificil. Proba biologică, așa după cum bine știți, poate să fie reprezentată de sânge, de urină, de LCR. Aici, bine, LCR-ul nu îl recoltează asistentul, funcția o face medicul. Alte aspirate, lichide, la toate trebuie mare grijă în momentul recoltării, în principal să evităm riscul de contaminare. Asistăm, avem un spirit magic care ia durerea și nu se simte nimic. Așa după cum bine știți, sunt destul de mulți factori care pot să influențeze rezultatul analizelor medicale. În primul rând, regimul alimentar. Este foarte bine ca pacientului, dacă este internat, să îi se comunice cu o zi înainte, că urmează să îi se recolteze analize, să fie sfătuit ca după ora 17 să încerce să nu mai consume alimente, chiar dacă este internat. Iar pentru cei din ambulatoriu care sunt trimiși de medici de familie, să li se recomande să încerce pe cât posibil câteva zile înainte să ținem un regim echilibrat. Deci, nu ne înfometăm, da? Dar nici nu consumăm excesiv dulciuri, grăsimi, alcool sau orice altceva ne place, ca să spunem așa, pentru că orice exces alimentar sau orice limitare alimentară excesivă poate să influențeze constante pe care laboratorul le determină și să dea rezultate eronate. Acum, dacă rezultatul este bun, e de bine pentru pacient, el este foarte mulțumit, zice, wow, ce analize bune am, sunt sănătos, bun. Dacă îi le dăm fals patologice, iarăși nu este bun. Nici fals pozitiv, nici fals negativ. Rezultatul analizei trebuie să fie cât mai aproape de realitatea din momentul respectiv când bolnavul se investighează. Bineînțeles, trebuie atras atenția asupra ingestiei de alcool, care este total interzisă. Dacă ea este o ingestie cronică, oricum, la analize se va vedea, se dă de gol.
De asemenea, la tehnica de recoltare, asistentele trebuie să știe faptul că o aplicare prelungită a garoului influențează proba de sânge. Și atunci, acolo unde consideră că sunt dificultăți, greutăți în depistarea venei, mai bine iei garoul, te uiți, dacă nu ești lămurit, îl mai iei, dar nu ții pacientul cu garoul 50 minute până îi diluiești cu vena acolo și abia apoi se recoltează analizele. Pot fi, bineînțeles, și variații diurne, semnificative. La ce privește recoltarea pe cateter, sub nicio formă, această tehnică nu este acceptată. Și iarăși trebuie foarte mare atenție la bolnavii perfuzați. Dacă bolnavul are perfuzie, obligatoriu trebuie evitat a se recolta sânge de deasupra perfuziei. Eu lucrez în laborator și vă spun, deci ne întâlnim destul de des din probe care te vezi că sunt o apă lungă, așa, o zeamă diluată, sun și întreb. Domnule, pacientul e ok? Da, e bine. Mai nu are cum să fie bine. Nu, e bine, e vinul, îi vorbește, îi glumește. Ei, atunci i-ai luat, ia e de la una cealaltă. Da? Deci, dacă bolnavul este perfuzat, obligatoriu recoltarea probelor se fac de la celălalt braț. Bineînțeles și fumatul trebuie evitat. Un alt lucru care trebuie respectat și vine, intră tot în atribuția teoretică a asistentului sau dacă nu se deplasează asistentul cu probele la laborator, a infirmierii pe care o primite, acestea trebuie să ajungă în timp util la laborator. Deci după recoltare, ele cam în maxim o oră, trebuie să ajungă la laborator. Nu mai vorbim de probele de urocultură, de exudate, alte lichide, LCR-ul, dacă s-a recoltat acesta, este tratat cu precădere de urgență și la transport și la prelucrarea în laborator, deci nu staționează. Manevrele defectuoase care pot să aibă loc atunci când recoltăm o probă, își vor pune amprenta asupra calității probei recoltate, așa cum spuneam. Poate să determine hemoriza. De exemplu, o stază prelungită poate să determine hemoriza. De asemenea, o agitare excesivă a vacutainerelor. Deci dacă acolo unde se recoltează pe secție, secția nu dispune de un agitator, agitarea probei trebuie să o facă asistentul, trebuie să știe că ea trebuie făcută cu blândețe, ușor, să nu spumeze, să nu distrugem hematile, pentru că automat proba va fi compromisă și va fi refuzată de laborator și iarăși începem pacientul și o notă atac. Lipemia este iarăși o problemă destul de des întâlnită. Sunt pacienți, în special unu, care vin după excese alimentare sau îi se face rău seara, serul este lipemic și iarăși analizele nu pot fi lucrate pentru că apar o serie de interferențe și se dau rezultate eronate, care, pe baza cărora medicul oricum nu poate să pună un diagnostic și să instituie un tratament. În aceste situații se recomandă perfuzarea bolnavului, repaus alimentar, măcar 24 de ore și abia apoi recoltarea și repetarea analizelor respective. Analizele pot fi influențate și pot fi influențate de vârstă. Știți că nu sunt aceleași intervale de normalitate pe diverse categorii de vârstă, la nou discurs la copii, pot fi influențate de sex, în special în ceea ce privește analizele hormonale, sau de stări fiziologice, cum este starea spermei însărcinată la gravide, când trebuie să se țină cont chiar și de perioada sarcinii. Unele analize sunt influențate de acest. Speranța că împreună vom reuși să fim mai ok și care să, eu mereu le spun, ca asistent medical, tot timpul trebuie să te gândești că acolo în pat poate să fie cineva din familia ta, mama, tata, soțul, copilul tău și
să îl tratezi ca atare, atunci o să ai mai multă aplicare spre bolnav, mai multă răbdare, lucru cu omul este dificil, cunoaștem și e greu. Suntem și noi oameni, da? Asta este, dar cu înțelegere și cu răbdare facem față. Toate componentele cercului, am actualizat proceduri, am fost informați și schimbul de bune practici cred că s-a realizat din plin. Am să rog pe doamna coordonator de cerc, doamna Ținta Mismaranda, să ne spună câteva cuvinte și apoi doamna președintă să concluzioneze. Eu o să spun înaintea doamnei profesor Țintaru, în timp ce caut aici. Și vă spun că doamna este în concediu medical, a făcut tot posibil, nici nu m-am așteptat că veți veni, că eu n-am văzut lista și pentru mine este o surpriză extraordinar de frumoasă. Doamna fiind operată curând acum, deci a făcut tot posibilul să fie alături de toate școlile din județul nostru și pentru care vă mulțumesc. De la Comănești și de la Onești, prezentările au fost foarte frumoase. Chiar am avut de învățat cu un singur amendament. Nu pentru toată lumea, cei care se simt musca pe căciulă, învățați să scrieți prezentările românește și solicitațiile și elevilor dumneavoastră să facă la fel. Atât am avut. Adică e vorba de adică astea sunt solicitările, în rest informațiile au fost foarte frumoase. Prezentarea dumneavoastră mi-a plăcut pentru că a avut interdisciplinaritate. În general, lucrările de la Comănești au avut inter și multidisciplinaritate. De emoții. Am văzut lucrările de la Onești au fost interesante din punctul nostru de vedere al acumulărilor științifice. Mulțumim! Eu o să vă spun bine v-am găsit, da? Că n-am reușit la început și îmi cer scuze că am întârziat un pic undeva aici în Bogdan, la Bogdănești. Un accident, a dat omul jos, a dat gardul jos și a intrat în casă. Deci cred că o să-l primească doamna director de îngrijiri, doamna Gabriela Țăruc. Foarte îi mulțumesc că astăzi a făcut tot posibilul să fie alături de noi, de la Spitalul DAV Onești. Mulțumesc frumos! Eu o să vă spun, doamna profesor, că întâlnirea de astăzi, cred că e un pic peste așteptările mele. Bine că n-a venit doamna director Albo, fiindcă doamna director Adina Albo de la Școala Sanitii Bacău este ca și doamna profesor Țintaru în zodia Racului. Deci doamnele sunt un pic perfecționiste și de-aia spuneau ceva de diacritice, de... Da, deci partea aia o atins-o. Deci acum nu o să spun, nu o luați în seamă pe doamna profesor, dar trecem peste aceste lucruri și o să vă spun, doamna profesor, că am participat la multe cercuri, bine că nu ia din aici, și o să spun că această prezentare de astăzi, dintre cele două școli, Onești și Comănești, cred că a depășit orice record. Și acum merită aplaude, să știm. La această întâlnire pe care cumva la un moment dat doamna profesor Țintaru a impus-o și era normal să o impună, fiindcă Oneștiu și Comăneștiu nu avusese niciun cerc pedagogic. Și în combinație cele două școli s-au alăturat și au făcut posibilă prezența dumneavoastră astăzi aici, unde cred că avem toate școlile, nu? Fedul este aici. Mulțumesc frumos, doamna farmacistă, da? Este aici cu colegii din fața dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Nu e nicio problemă.
Școala Sanity Bacău este aici. Nu știu ce să eu, deci ați ajuns. Mulțumesc frumos! Posibil ca astăzi colega noastră să fie aici, dar și colega dumneavoastră să fie prezent alături de noi. Eu o să vă spun, fiindcă aceste prezentări cumva m-au depășit, cu toate că ideea cred că aparține doamnei manager Nicoleta Borza un pic, prezentările de la Comănești, prin periplul celor trei specializări, pe mine, da? Dacă ar fi fost prezente și doamnele profesori, cred că ar fi fost extraordinar, doamna director. Da? Nu, eu îți mulțumesc că ai făcut tot posibilul, cumva cercul am dat de pe 27, pe 26, fiindcă la Comănești mai avem ceva proiecte în derulare, iar colegele noastre au rămas la bază acolo. Îți mulțumesc, Cristina, încă o dată și îmi doresc din tot sufletul prezentările de astăzi și nu numai să fie prezentate la colegul nostru la editură, la Eduard, pentru publicare. Da, o să redai tot un deare interdisciplinară parte și la Comănești. Acum eu spun că Nicoleta Borza încă este supărată, fiindcă avea mult mai multe lucrări, mult mai multe lucrări. Da, și spuneam și doamnei director astăzi, doamnei Gabriela Țăru, la Onești, la un moment dat, se strânsese pe 7-8 lucrări. Nu am fi avut timp astăzi să facem toate aceste prezentări, doar dacă stăteam toată noaptea, da? Și nu mai spun, pentru mine e o mare surpriză, sunt doamnele de la Onești, doamna profesor Irimia. Pe mine m-a convins, așa că prima probă de la DEF, da? La comisie, cred că a trecut o doamnă. Nu ce știu mai încă. Nu mai spun de doamna profesor Gorgos, care nu s-a spus, da? Mă ții mulțumesc prin prezentarea dumneavoastră, dar de altfel de fiecare dată. Nu mai spun de colega noastră, doamna amenfistă, doamna profesor, da? Doamna Iuliana a avut o prezentare de excepție. Doamna n-a putut să vină împreună cu doamna farmacistă, ele lucrează cumva amândouă, dar lucrează în echipă, doamna fiind farmacistă și dirigintă la una din clasele noastre. Dacă aveți intervenții, eu vă rog să le faceți. Avem și foarte multe lucruri de învățat, cum spunea doamna profesor Zindaru. Și nu vreau să uit pe prezența școlii Carlo Davila alături de noi. Mulțumesc frumos! Nu, n-am uitat. Davila este acasă aici. Davila face parte din Onești. Deci nu am uitat, doamna Șerban. Pentru mine sunt vesel să surpriză că ați venit și vă mulțumesc foarte mult, fiindcă nu v-am văzut pe program. Ați făcut cumva, da? Astfel încât să ați reușit să ajungeți. Vă mulțumesc o dată doamnei director de la Carol Davila. Vreau să vă da, nu știu care dintre colegi, doamna profesor Casa Mândră sau ce? Am văzut că mai văzut, da? Am mai văzut colegi. Dacă aveți intervenții, vă rog să le faceți. Doamne profesorile, mulțumesc frumos, v-ați făcut un pic programul de la ambulanță. Doamna doctor Popa și doamna managerală, cred că n-au reușit să ajungă. Sunt videoconferințe la Conținul Județean, știți bine ce se întâmplă. N-am vrut să amânăm acest program și vă invit la un covergel, da? La o discuții, la o apă, la un suc, la nu știu ce a prezentit doamna manager aici. Mulțumesc, Cătălina, pentru tot ce ai făcut. Mulțumesc, Eduard și da, toată echipa. Mulțumesc, Sanity Bacău, ca să mă uit. Am fost candidat de aici. Noi invităm toate școlile, da, la conferință, la prezentări cu articole. Aveți în mare.